Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi dimineață voi veni în fața dumneavoastră cu un tutorial care, la un moment dat, poate va fi util fiecăreia dintre dumneavoastră. Eu voi da curs cerinței unei doamne care are nevoie de ajutorul meu. Pentru a realiza acest tutorial, eu voi folosi firul de bumbac, am luat o culoare aleatorie, în mod aleatoriu, deci firul de bumbac, croșetul numărul 1 și voi începe lucrarea propriu-zisă. Vreau să mulțumesc doamnei Viorica pentru încrederea acordată și voi porni lucrând primul ochi de lanț de început, după care voi continua cu o serie de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, apoi mă voi întoarce și voi închide totul în corespondența primului ochi de lanț. În acest moment voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului format, voi face un picioruș dublu, deci vor fi 2, presupunem, pentru că sunt și cele 3 ochiuri de lanț. Acum voi face un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra din nou în interiorul cercului, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, după care voi continua cu alte 2 piciorușe duble, în corespondența cercului format, deci 2 piciorușe duble. Se va lucra înainte și înapoi. Acum voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care voi întoarce lucrarea și voi continua cu un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Deci vom avea din nou 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, în corespondența piciorușului dublu din mijlocul lucrării, voi face 2 piciorușe duble, separate de un ochi de lanț. Ochiul de lanț trebuie să fim foarte atente la el, pentru că el va fi punctul de bază. Deci, după ce am lucrat pe mijloc, un picioruș dublu, un ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu, am lucrat din nou un ochi de lanț, apoi, în corespondența următoarelor 2 piciorușe duble din rândul anterior, voi face câte un picioruș dublu. Din nou, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, voi întoarce lucrarea și în acest moment voi continua făcând un ochi de lanț de separare în corespondența piciorușului dublu, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi intra în corespondența ochiului de lanț din mijlocul lucrării și voi lucra 2 piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu format din ochiul de lanț. Un ochi de lanț de separare, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu,
un ochi de lanț, urmat de un picioruș dublu, în corespondența piciorușului format din cele trei ochiuri de lanț. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, întoarcem lucrarea, după care vom intra direct în spațiul format din ochiul de lanț de separare și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare în mijlocul lucrării, în spațiul format din ochiul de lanț voi lucra din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț urmat de două piciorușe duble. Insist pe această parte pentru că este foarte importantă. Începutul este foarte important. Deci am făcut și următoarele două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, iar acum în spațiul format din ochiul de lanț dintre următoarele două piciorușe duble voi lucra două piciorușe duble, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, întorc lucrarea și din nou în corespondența spațiului format din ochiul de lanț voi lucra două piciorușe duble, deci avem unul și cel de-al doilea, un ochi de lanț urmat de alte două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. Pe mijloc vom lucra exact ca și până acum, în corespondența ochiului de lanț, două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. Voi sări în spațiul format din ochiul de lanț și voi lucra din nou, deci ochiul de lanț dintre, din corespondența celor patru piciorușe duble și voi lucra din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, întoarcem lucrarea, firul pe croșet, vom intra din nou în corespondența spațiului format de ochiul de lanț, iar acum vom lucra un număr total de trei piciorușe duble, un ochi de lanț, trei piciorușe duble. Fără grijă, toate aceste piciorușe duble stau în interiorul acestui spațiu. Un ochi de lanț de separare în partea din mijloc, în spațiul format din ochiul de lanț voi lucra trei piciorușe duble, 1, 2, 3. Un ochi de lanț de separare, continuând în corespondența aceluiași spațiu cu alte trei piciorușe duble. 2, cel de-al treilea, un ochi de lanț de separare,
iar apoi mă îndrept către următorul și ultimul spațiu format din ochiul de lanț de separare și voi lucra trei piciorușe duble. 2 3 Un ochi de lanț de separare urmat de alte trei piciorușe duble. 1 2 Cel de-al treilea, trei ochiuri de lanț care vor forma un picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra din nou în spațiu format din ochiul de lanț, voi continua două piciorușe duble plus cele trei ochiuri de lanț de aici, deci avem un total de 3. Un ochi de lanț de separare pe care l-am lucrat, 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț de separare și voi continua din nou în acest spațiu cu 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț de separare și alte 3 piciorușe duble. Îmi rămâne un pic firul în urmă. Deci ochiul de lanț de separare, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. Deci, practic, întreaga lucrare se dezvoltă pe ochiul de lanț de separare. Un picioruș, un ochi de lanț de separare și voi intra din nou în corespondența ochiului de lanț din următorul grup de piciorușe duble și voi lucra 3 piciorușe duble. 2 3 Un ochi de lanț de separare urmat de alte 3 piciorușe duble. 1 2 3 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Ne întoarcem. Vom intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț și apoi voi continua acest rând cu câte 3 piciorușe duble, ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, în spațiul din mijloc voi lucra din nou 3 piciorușe duble, ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, iar în ultimul spațiu voi lucra din nou 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble. Acum acestea le vom lucra singure, iar noi ne întâlnim pentru a continua acest model. Am ajuns la capătul rândului. Pentru a continua, vom lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Întoarcem lucru, firul pe croșet. Vom intra în spațiul format din ochiul de lanț de separare dintre piciorușele duble și vom lucra primul, al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu. Întotdeauna să luați în considerare și cele trei ochiuri de lanț de la începutul rândului. Deci am un total de 4 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, urma de alte 4 piciorușe duble. 1 2 3 Și cel de-al patrulea, un ochi de lanț de separare, după care voi sări pe mijloc în spațiul format din ochiul de lanț și voi continua cu 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț de separare,
urma de alte patru piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, 3, 4, ochi de lanț de separare, iar în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț, voi lucra din nou 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 4 piciorușe duble, 1. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, vom întoarce lucrarea și pentru alte două rânduri noi vom continua cu patru piciorușe duble separate de un ochi de lanț urmat de alte patru piciorușe duble, deci alte două rânduri formate din aceste evantaie formate din câte 4 piciorușe duble, ochi de lanț, 4 piciorușe duble. Deci vom lucra două rânduri singure și ne vom întâlni la capătul acestor rânduri pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 3 rânduri formate din evantaie, formate și acestea din 4 ochiuri de lanț, un ochi de lanț de separare urmate de alte 4 ochiuri de lanț. Acum vom continua. 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, întoarcem lucru, intrăm în spațiul format din ochiul de lanț și lucrăm un total de 5 piciorușe duble, 3, 4 și cel de-al 5-lea, nu uitați că întotdeauna luăm în considerare și cele 3 ochiuri de lanț de la începutul rândului, precum un picioruș dublu, după care am făcut ochiul de lanț de separare și voi continua cu 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, cel de-al 5-lea, deci am 5 piciorușe duble, ochi de lanț de separare, 5 piciorușe duble, ochi de lanț de separare, voi intra în spațiul următor, format din ochiul de lanț și voi lucra din nou 5 piciorușe duble, 1, 4, 5, ochiul de lanț de separare urmat de alte 5 piciorușe duble, 1, 2-lea, a rămas un pic firul în urmă, cel de-al 3-lea, cel de-al 4-lea, cel de-al 5-lea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, după care sărim în următorul spațiu format din ochiul de lanț și vom lucra din nou 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4,
ușe duble, unul de lanț de separare, urmat de alte 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 Cel de-al cincelea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Întoarcem lucrarea și vom continua cu alte 2 rânduri lucrate în același mod. Deci alte 2 rânduri cu 3 evantaie formate din 5 piciorușe duble, 1 ochi de lanț, 5 piciorușe duble. Deci continuăm cu alte 2 rânduri și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul celor 3 rânduri formate din evantaie de câte 5 piciorușe duble, ochii de lanț de separare 5 piciorușe duble. Acum voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Întorc lucrarea, voi intra în spațiul format din ochiul de lanț de separare, voi continua 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea, 3. Și cu acesta de aici avem 4 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, vom continua cu 4 piciorușe duble, 1, 2, 3. Ochiul de lanț de separare și în corespondența următoarelor 2 evantaie în spațiul liber format din ochiul de lanț lucrăm în acest mod 4 piciorușe duble, ochi de lanț, 4 piciorușe duble. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi continua cu cele 3 ochiuri de lanț care vor ține locul piciorușului dublu. Întorc lucrarea, firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț de separare și voi lucra un total de 3 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 2, 3, ochiul de lanț de separare, voi intra în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț și voi repeta aceleași evantaie formate din 3 ochiuri de lanț, 2, 3, ochi de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 2, 3, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, vom întoarce lucrarea, intrăm în corespondența ochiului de lanț de separare și continuăm. Aici este, deci avem un picioruș dublu, îl voi face pe cel de-al doilea, un ochi de lanț de separare,
două piciorușe duble. Insist aici pentru că sunt ultimele rânduri. Din nou, noi de lanț de separare, voi intra în corespondența următorului spațiu și voi face două piciorușe duble. 1, 2, un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble. 1, 2, ochi de lanț de separare. Voi continua cu două piciorușe duble. 1, 2, un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în spațiu liber și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, un picioruș dublu în corespondența următorului spațiu, un ochi de lanț de separare, un picioruș dublu în corespondența următorului spațiu, 3 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrarea, firul pe croșet, voi face un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, dar nu îl voi închide, îl voi ține pe croșet, voi lua din nou firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Iar acum le voi închide pe toate trei împreună și vom închide lucrarea. Voi scurta firul. Bineînțeles, firul apoi va veni. Dumneavoastră îl veți lăsa un pic mai lung dacă aveți nevoie să-l atașați unde trebuie. Capătul de fir de aici, de la început, se va ascunde și el. Aceasta este dorința îndeplinită a doamnei Viorica. Eu sper să vă fie de folos, sper să fie de folos tuturor doamnelor. Acest motiv chiar îmi place. Să știți că este frumos pentru a face și alte lucrări cu acesta. Îmi vin așa idei, însă ce aș putea face cu un asemenea model, însă deocamdată mă opresc aici. Dacă v-a plăcut școala de croșet și din această dimineață, vă rog să lăsați un like, care mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube, un comentariu. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată, sunt Tatiana și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!